Dragi prieteni, suntem la finalul celei de-a doua zi a campionatului internațional Ecvestru Cupa Decebal, aici la Hemeș Bacău. Lângă noi este domnul secretar general. Vă rog să vă prezentați, să ne spuneți cum au fost cele două zile pentru dumneavoastră și pentru concurenți. Bună seara! Claudiu Seliștean este numele meu, sunt secretarul general al Federației Ecvestre Române. După două zile de concurs, două zile de competiție reușite, în primul rând aș dori să transmit salutări tuturor telespectatorilor noastre, să transmit salutări tuturor iubitorilor sportului ecvestru, celor care iubesc cai, să felicit în primul rând organizatorii acestei competiții, care a fost o reușită, Clubul Sportiv Decebal și în special pe domnul Ionuț Baliș, și să felicit toată familia și toată echipa care a sprijinit organizarea acestei competiții, care a fost, repet, o reușită. Avem lângă noi și o doamnă care vrea să o vadă, vrea să prezinte către telespectatorii noștri. Felicitări din suflet, doamnă. V-a plăcut? A sprijinit organizarea acestei competiții. Am sprijinit, noi suntem apicultori, muncim și ce am învățat de la noi, face și el. Bravo. Mulțumim foarte mult, mulțumim. Pentru că și vă felicităm și pe dumneavoastră. Iubitor al cailor și s-a transmis în familie. Mă scuzați. Da, nicio problemă, foarte bine. Băiatul a fost lăsat la copii, felicitări nepoțelul. Cu Dani, da. Nu i-am crescut eu pe toți. Felicitări. Domnule secretar, mai o să vă rog să ne spuneți și despre alte competiții din România și după aia o să vă întreb dacă ați participat, ați fost împreună cu colegii și la cele din străinătate. Da, Federația Ecvestre Română este în creștere, să spunem, avem un număr din ce în ce mai mari de cluburi care sunt afiliate la Federația Ecvestre Română, avem mai multe discipline, printre care și disciplina anduranță, cea care s-a desfășurat în cele două zile pe aceste frumoase meleaguri și zone ale Bacăului, în zona Hemeiușului, și face această reușită și organizare deosebită. Ne dă încredere că pe viitor aici se vor organiza competiții frumoase și bune, care vor duce la ridicarea sportului ecvestru din România și a disciplinei anduranță. Într-adevăr, în urmă cu 3 săptămâni am participat la campionatul mondial de anduranță din Italia, unde au participat 2 sportivi români și sportivul Răzvan Ștepănescu, care este din Bacău, din zona Hemeiuș, de aici s-a clasat pe locul 23. Deci avem un sportiv român, un sportiv din zona Bacăului, care s-a clasat și este pe locul 23 mondial. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră și pentru faptul că v-ați răpit din timpul ăsta de final, că e o atmosferă foarte frumoasă și bănuiesc că și la anul veți fi din nou prezent aici la Hemeș Bacău. Cu siguranță vom reveni și Federația Ecvestre Română va fi alături de Clubul Sportiv Decebal, de organizatorii competiției, și vom sprijini cu tot ceea ce putem pe viitor organizarea a multor competiții în această zonă, în acest minunat loc din care se îmbină frumos cu natura. Aș dori la sfârșit să felicit din nou organizatorii, să mulțumesc arbitrilor și să felicit în primul rând din nou pe cei care au câștigat, pe Lucian Băruiu, care a câștigat cursa de 100 de kilometri internațională, și pe ceilalți sportivi, antrenori și proprietari de cai. O seară frumoasă! Mulțumim!